Bună și bine ați revenit la un nou clip. Astăzi continuăm această serie de Vlogmas cu un Q&A. V-am rugat eu, într-un videoclip pe care l-am postat pe la sfârșitul lunii noiembrie, să mă adresați curiozități, întrebări, orice fel de chestie care vă interesează despre viața mea personală, profesională sau orice altceva. Și am zis că o să vă răspund într-un video de tip Q&A, adică Questions and Answers, să vă dau câteva detalii despre mine, despre ce fac eu aici și așa mai departe. Așa că nu vă temeți, pentru că în zilele în care vor apărea clipurile care sunt filmate înainte, adică acum filmez în sâmbătă 28 noiembrie, eu pe perioada respectivă, când o să postez aceste videoclipuri, o să filmez zilnic videoclipuri, numai că poate o să le pun împreună într-un vlogmas ca să mai diversificăm, ca să am și eu materiale să mă simt mai liniștită că am timp să respir în luna decembrie și nu o să editez zilnic chiar. Acum o să trecem la întrebări, numai că mi-am pus telefonul la încărcat și aștept să aibă măcar 10% baterie ca să putem începe. Dar mi-ați adresat niște întrebări foarte frumoase și abia aștept să răspund la ele și să... niciodată nu mă gândesc înainte, am și uitat unele dintre ele. O să începem cu Instagram-ul, pentru că acolo am primit puțin mai puține întrebări. Așa, o să încep cu întrebările pe care le-am primit de la Simona Bujor, o prietenă foarte dragă sufletului meu, care este prezentă aici pe YouTube. O să vă las link-urile în descriere a fiecarei fete care are un canal de YouTube, care mi-a adresat întrebări, ca să încercați să urmăriți și videoclipurile lor. Având în vedere că noi ne urmărim, înseamnă că suntem pe aceeași linie, să zic așa, și ne plac lucruri asemănătoare și puteți încerca. Și dacă mie îmi place de ele, înseamnă că o să vă placă și vouă dacă mă urmăriți. Așa că o să încep cu întrebările de la Simona. Când și de ce ați venit în România? După cum am zis într-un videoclip anterior, a fost decizia maică-mii, nu a fost decizia noastră neapărat, pentru că oricum nu aveam putere de decizie atunci. Eu aveam 14 ani atunci când mama a decis să ne mutăm în România. Unul dintre motive a fost că mama a rămas văduvă și singură cu noi două, era destul de greu să ne crească în Serbia, mai ales că lucra în două orașe diferite și cumva era greu să se împartă între lucrurile casnice, între copii și între locul de muncă, așa că a hotărât, mama mea a fost născută în Timișoara, este născută în Timișoara și a hotărât să se întoarcă la părinții ei, unde avea casă și ajutor și financiar și sprijin moral, și că era mult mai simplu pentru noi să ne continuăm studiile aici, având în vedere că în Serbia stăteam la 30 de kilometri de Belgrad și în satul nostru nu exista un liceu și trebuia să plec la Belgrad eu să fac navetă zilnică ca să pot continua studiile. Iar asta ar fi fost destul de dificil. Eu știu că majoritatea colegilor mei care au continuat studiile în Belgrad s-au chinuit destul de mult pentru că schimbul 1, de exemplu, plecau de acasă pe la 4 jumate ca să schimbe mai multe autobuze până în liceul lor, depinde în ce parte a Belgradului aveau ore, sau, mă rog, liceul, și se întorceau acasă pe la 4-5 și ziua era deja pierdută. Deci cam ăsta a fost motivul pentru care mama s-a gândit să venim în România. Povestește puțin experiența ta cu Erasmus. Păi da, a fost o experiență foarte frumoasă. O să vă las linkul în descriere. Am scris eu, am vorbit despre acest subiect mai în detaliu, să zic așa. Și anume, când am terminat anul 2 de facultate, am decis, adică nu, înainte de a termina anul 2 de facultate, am decis să plec în Spania pentru un an de zile, să-mi continui acolo studiile, mergând cu bursă Erasmus acolo, beneficiind de fondurile europene pentru studenții din România și pentru, mă rog, sunt fonduri pentru toată Europa. Și am ales Spania pentru că studiam Sârbo-croata spaniolă și sârbo-croata, după cum știți, este limba mea maternă și nu aveam probleme. Însă spaniola scârțăia și mă gândeam eu că cel mai bine aș învăța limba fiind acolo, pentru că așa am învățat și limba română. Și da, a fost o experiență pe care nu o să o uit în viața mea. V-am zis că încă păstrez legătura și sunt foarte apropiată prietena cu fetele cu care am stat în Spania. Încă ne vedem cam în fiecare weekend și chiar am avut planificat pentru 2020 să mergem în aprilie acolo. Bine că nu ne-am luat biletele pentru că ar fi dezastru.
Însă încă avem asta în plan și începând cu anul viitor, fetele mele suntem patru fete, începem să facem 30 de ani, una după alta, în fiecare an, una anul viitor, una peste 2 ani și tot așa. Și vorbeam noi pe WhatsApp că ar fi interesant ca în fiecare an să mergem undeva într-un city break în perioada apropiată de zilei noastre de naștere. Așa că să mă întorc la subiect. Da, a fost o experiență în care m-am maturizat, care m-am făcut să îmi dau seama că am și eu putere, că pot să lupt pentru mine, pentru a lua decizii pentru mine, pentru a, nu știu, să fiu independentă. Bine, independentă financiară eram acolo pentru că aveam bursa, altfel nu aș fi putut să fiu. Dar, nu știu, a fost tare frumos toată experiența. Am cunoscut atâția oameni din toată planeta, m-am prietenit cu oameni din America Latină, care este visul meu. Spaniolii au fost foarte drăguți. Am dat de niște oameni care mi-au ajutat, nici măcar nu ne cunoșteau și ne-au ajutat atât de mult, și niște profesori excepționali care făceau treburile să meargă așa de ușor și care nu ne-au judecat, care ne-au făcut să credem că putem mai mult mereu. Cred că am povestit și în experiența, când am povestit despre experiența mea Erasmus, că am avut multe predări în care trebuia să povestim despre proiectul pe care l-am scris în fața tuturor studenților din anul respectiv, pentru că am făcut cursuri și cu anul 1 și cu anul 4, pentru că în Spania nu există Bologna, se face 4 ani, sau cel puțin așa era pe vremuri. 4 ani de facultate plus un an de masterat și știu că cu majoritatea cursurilor le făceam cu anul 4. Și o oră să vorbești despre proiectul tău era destul de solicitant în spaniolă, dar m-a făcut mai dezvoltă. Eram și înainte, dar m-a făcut mult mai dezvoltă. Și atunci când am avut licența a fost mult mai ușor, pentru că eu deja trecusem prin experiența asta de a vorbi și de a-mi susține gândurile și ideile. Și ce mi-a plăcut foarte mult, că în sistemul lor de învățământ, profesorul este tratat ca un prieten și toată lumea se adresează la pertucul profesorilor. Nu este școala asta comunistă ca la noi să îl prea slăvești pe profesor. Nu zic că este greșit, dar mi se pare mult mai ușor să ajungi la profesor atunci când ești mai apropiat de el și să îl întrebi și să nu-ți fie rușine și așa mai departe. Și da, a fost genial și chiar mă apucă nostalgia când mă gândesc la asta. O să încerc, în timp ce vă povestesc asta, o să încerc să inserez câteva poze ca să vedeți și voi în ce locuri minunate am fost. Și pe lângă Coruña am vizitat cam toată Spania. Am fost în Marbella, Malaga, Santiago de Compostela, care era la 50 de kilometri de Coruña. Am vizitat Costa Morții, se zice în spaniolă, care se consideră a fi finalul lumii, cum ar fi. Am văzut Salamanca, Madridul de mai multe ori, Barcelona am văzut-o eu personal de 2 ori, am fost separat de experiența asta, după care m-am întors în Spania, am fost în Sevilla, am fost iarăși în Malaga, Marbella, unde trăia o mătușă de-a mea, care sper să se uite la acest video și dacă se uită să-mi lase în comentarii. Și da, a fost o experiență frumoasă, dar nu o să lungesc pentru că mai avem multe întrebări. Tot Simona mă întreabă de când ești căsătorită și pe când un bebe. Dragă Simona, nu sunt căsătorită. Sunt în relație cu Mihai de 4 ani jumate, din iulie 2016. Da. Și noi ne cunoaștem de 7 ani. Am fost prieteni la început și, mă rog, prieten, dar mie îmi plăcea de el de la început, din prima zi în care l-am cunoscut, mi se părea așa un bărbat care putea să țină pasul cu mine. Și în anii în care am fost prieteni, ne-am apropiat foarte mult și cumva râd și cu el că știam în ce mă bag atunci când am început relația cu el. Deci nu suntem căsătoriți, dar o să vină și asta la un moment dat, nu știu, nu ne grăbim, pentru că stăm împreună de 3 ani și cumva e ca și cum am fi, doar că nu avem actele. Și bebe, încă nu ne-am gândit la asta. Mă rog, lăsăm să meargă toate natural, cumva, nu planific asta. Când pot să trec pe la tine, ținând cont că mie îmi place să surprind lumea? Vedea mâine, mă întreabă ea, zice ea. Păi, poți să vii oricând la mine, pentru că mie îmi place tare mult să socializez, mai ales că îmi place de Simona atât de mult și mă face să râd și îmi dă o stare de bine și o stare așa de siguranță când mă uit la ea și când o ascult. Așa că te aștept cu drag și o să-ți arăt toate împrejurimile, poate și muntele mic când o să vii. Unde lucrezi?
Tot așa am un videoclip în care vă povestesc unde lucrez. Lucrez la Deutsche Telekom Services Europe. Este o corporație, nu este un secret, nu o să țin secret locul meu de muncă, mai ales că sunt ambasadorul brandului Deutsche Telekom, unde poziția mea în documente este specialist HR, adică specialist resurse umane. Lucrez la Deutsche Telekom din 2017, deja de 3 ani plus. Și a fost primul loc de muncă în care rezist atât de mult, pentru că până atunci am tot schimbat așa la un an și puțin, nu-mi plăcea ceva și plecam așa ca o adolescentă. Dar aici am găsit așa un management care e destul de, cum să zic, prietenos, care înțelege și cu care poți comunica. Și nu pot să zic că este poziția visurilor mele, pentru că nu îmi place neapărat să lucrez documentele, dar e ok și mă simt sigură pe mine. La început am lucrat pe proiectul de Telecom Muntenegru, unde, bineînțeles, sunt muntenegreană, făceam contracte de angajare, demisii de încetare, adeverințe, tăcă, prelucrarea datelor în SAP, știți deja. Și după care, când anul trecut, în decembrie, am făcut schimbare de poziție pentru că proiectul cu Muntenegru nu a mai funcționat. Și am trecut pe Telecom Croația, deci puțin am schimbat dialectul, să zic, pentru că e aceeași limbă. Și lucrez la Telecom Croația de un an pe proiectul acesta, unde fac același lucru, tot așa, contracte de angajare, plecări, adeverințe, schimbări contractuale, schimbări de nume, adrese, tăcă, tot ce se face în resurse umane, știți deja, pentru că toată lumea care lucrează apelează la serviciile HR-ului. Și da, înainte de asta am mai lucrat în domeniul resurselor umane, am lucrat la DM, care toată lumea face cumpărături de acolo, hei, am lucrat acolo și m-am înțeles tare bine cu fetele din magazine și aveam o relație așa strânsă și cu unele dintre ele chiar am rămas prietenă, cu o femeie superbă care are o poveste foarte cutremurătoare și care m-a învățat foarte multe lucruri și cum să fiu mulțumitoare și recunoscătoare pentru tot ceea ce am. Și da, cam asta e. Și ce mai fac de un an de zile? Am devenit ambasadorul brandului Deutsche Telekom, ceea ce mă face să mă simt mândră că e prima mea expunere, să zic așa. Unde sunt ambasador pe Green Ambassador, ceea ce înseamnă că promovez reciclarea în firmă, să fie tot ok, să folosim cât să reciclăm cât mai mult, să folosim cât mai puțin, mă asigur că gunoiul este reciclat cum trebuie. Am cumpărat și un cântar în care cântărim să vedem cât plastic reciclăm, câtă hârtie și așa mai departe, pentru că e destul de impact când zici că săptămâna asta s-a reciclat 50 de kilograme de, nu știu, de plastic, să zicem. Și pe lângă asta sunt și Welcoming Ambassador, ceea ce înseamnă că atunci când te angajezi, eu te aștept la intrare, îți arăt toată clădirea, bine, acum nu se întâmplă pentru că suntem acasă, dar îți arăt tot etajul la care lucrăm, îți arăt unde ajung cărțile, unde e mâncarea, unde ajung fructele, unde e zona de relaxare, băile și așa mai departe. Și după care, când ne adunăm mai mulți în luna respectivă, facem un onboarding în care explicăm care sunt beneficiile pe care le avem, pentru că avem destul de multe, Doamne ajută. Și toate detaliile astea de care trebuie să le știe un angajat atunci când începe să lucreze. Au trecut multe minute și eu tot răspundeam la întrebările Simone și Simona mai zice, mai las și pe alții cu întrebări poate mai inteligente. Simona, fii serioasă. Eu doresc să știu despre tine orice. Mi-au plăcut foarte mult întrebările pe care mi le-ai pus și îți mulțumesc. Trecem la următoarele întrebări. Hai să vedem. Medana mă întreabă, este o prietenă care e cu noi în Lady Circle, ce te-a determinat să începi un canal de YouTube? Păi, nu știu dacă v-ați uitat la primul meu videoclip, dar și atunci am zis că eu am adus această decizie foarte întâmplător, pentru că intrasem eu în lumea YouTube-ului ca și urmăritor, pentru că nu pot să zic că sunt un consumator de mult în vechi. Bine, din 2013 l-am urmărit pe Mikey H, dacă se pune. Și mă gândeam că am o voce destul de plăcută, toată lumea îmi laudă vocea și acum pe YouTube și că aș putea să vorbesc despre diferite subiecte fiind pasionată de foarte multe lucruri și în câteva zile m-am gândit, ok, mi-a venit ideea și am zis, ok, plec la București, Alexandra are o cameră foto și o să mă filmeze și o să facem primul video și vedem ce feedback primesc. În câteva zile am adunat 1000 de vizualizări, ceea ce mi-a dat un imbold și
Am continuat cu asta și chiar îmi place foarte mult. Sandra Niculaescu, o altă fată de pe YouTube care are un canal de YouTube foarte haioasă. Este din Buzău, dar trăiește în UK. O să vă las și linkul ei în descriere să mergeți să o vizitați, să o încurajăm. Sandra Niculaescu mă întreabă de când ai dezvoltat pasiunea pentru citit. Pasiunea pentru citit există și persistă în mine încă din copilărie. Am învățat să citesc pe la 4 ani, pentru că tatăl meu era scriitor și fiind înconjurat mereu de materiale și de cărți, tot timpul băteam la cap să-mi citească. Înainte de culcare îmi citea și îmi citea așa frumos cu dicție, cu inventa el personajele și așa. Și la un moment dat, când el nu mai avea timp, pentru că avea și un job pe lângă faptul că scria, mi-a zis că, păi, învață și tu să citești. Și tot așa o întrebam, ce înseamnă litera asta, ce înseamnă litera asta, până n-am învățat singură să citesc și ei mi erau foarte șocați când am început să citesc. Și odată ajunsă la grădiniță, eu citeam deja cursiv și am povestit asta într-un video, dar nu mai știu cum se numește videoul, că educatoarea a chemat-o pe mama la grădiniță pentru că eu luam cartea și mă puneam în mijlocul copiilor și le citeam și i-a zis mamei mele că nu e ok pentru că am învățat poveștile pe de rost și le spun copiilor și mama a zis nu, nu, Mila știe să citească. Așa că de acolo a pornit toată pasiunea. Prin clasele 1-4 citeam cărțile obligatorii care erau pentru școală, cum ar fi Robinson Crusoe și alte aventuri. După care, prin clasa a 5-a, am început să m-am abonat la biblioteca școlii și tata m-a dus la Zrenjanin, care este un orășel tot așa la 30 de kilometri, dar în partea cealaltă de satul meu, unde mi-a făcut la Biblioteca Națională mi-a făcut, la Biblioteca Mare mi-a făcut abonamentul și mergeam cu el săptămânal sau lunar și împrumutam mai multe cărți. Și tata tot îmi zicea că nu mă lasă să mă uit la televizor și mai bine să stau să citesc, ceea ce am și făcut și îi mulțumesc tare mult oriunde ar fi acum că a dezvoltat așa o... În mine s-a creat o magie, efectiv, pentru că odată cu descoperirea cărților, undele imaginației mele au devenit infinite și chiar m-a ajutat asta foarte mult. Uneori, poate, deveneam prea idealistă, prea visătoare și asta m-a încurcat puțin pe timpul adolescenței când îmi doream eu multe lucruri care nu se puteau întâmpla, dar mi-a bucurat sufletul foarte mult și asta e cel mai important. Deci citesc de mult. Ai vreo carte care s-a mulat așa pe sufletul tău să ai senzația că te regăsești complet în ea? Am o carte care a venit la momentul potrivit, nu știu dacă vi s-a întâmplat asta, nu neapărat cu cărțile, poate și cu muzică sau cu un film sau orice altceva, orice alt tip de artă. Și pot spune că a fost cartea Prin lume spre mine, scrisă de Iunia Pascu, Pasca, scrisă de o fată care este din Timișoara și pe care o apreciez foarte mult, pentru că am citit cartea ei în vara înainte de a pleca cu Erasmus. Și ea povestește cum a început ea să călătorească odată cu plecarea cu Erasmus, după care a găsit un loc de muncă în India, unde a stat câțiva ani, și a plecat tot așa prin Asia, a stat câteva luni în America Latină și povestește experiențele ei și greutățile unei vieți de nomad, poate, și a venit la fix cartea asta și nu o am, pentru că am citit-o, am împrumutat-o de la un prieten și chiar îmi doresc să o cumpăr. Am văzut că Iunia o are disponibilă pe site, să o recitesc încă o dată și o să vă povestesc mai multe despre cartea respectivă atunci când o să o recumpăr. Cum te-a adus viața în România, am spus, asta tot Sandra mă întreabă, pentru că tata a murit și mama a decis că vom avea viața mai bună în România, mai ales că noi ne-am mutat aici în 2008, iar România abia intrase în 2006 în Uniunea Europeană și lucrurile au început să miște. Care este jobul tău? Tot am zis în detaliu chiar. Tot Sandra m-a întrebat asta. Andreea Aichim, o altă fată de pe YouTube pe care o urmăresc cu drag și cu care am făcut și o colaborare și eu v-am tot pomenit-o pentru că folosesc machiaje de la ea și alte cele. Și Andreea Aichim este tot o româncă care stă în UK, ca și Sandra, și mă întreabă cât de greu ți-a fost să înveți limba română? Sau o știai dinainte? Nu, nu o știam dinainte și chiar ziceam la mama că o înjuram atunci când mă înjuram, când am venit în România, pentru că mi era mult mai greu decât dacă m-ar fi învățat din copilărie, însă în Serbia nu prea aveam ce face cu limba română, iar bunicii mei, bunicul meu este român, este din Blaj, din județul Alba, bunica mea este sârboaică din România.
Și ei doi vorbeau cam mereu în sârbă, mai ales când eram noi acasă. Și eu nici măcar, cred că până la vârsta de 14 ani, eu nu știam că bunicul meu este român, dar în fine. Și da, am învățat română, în primul rând, în primul an de liceu, în clasa noua. Am avut o profă care nici ea, săracă, nu prea știa română, deși era româncă. Știu că nu știa nici măcar să ne corecteze tezele. Iar din clasa 10 am primit o profesoară care era foarte laudată și foarte apreciată și care mi-a plăcut și mie foarte mult, doamna Galeș, care cumva, nu știu cum să zic, nu mă lăsa în umbră, adică mereu mă punea în față ca să mă scoată din zona de confort, ca să încep o dată să vorbesc. După scurt timp, eu am început să înțeleg foarte bine română. Când am terminat clasa 9, înțelegeam cam 100%, nu știu cum, adică efectiv, auzind, pentru că colegii mei vorbeau în română, deși am făcut un liceu sârbesc eu, pentru că nu puteam să fac toate materiile în limba română. Și asta zic, am început să înțeleg. După terminarea clasei a 9, am început să vorbesc, dar foarte stălcit, și știu că mama mă punea să citesc romanele care erau obligatorii, și știu că printre primele romane pe care le-am citit a fost de Ion Slavici, Mara, și țin minte încă fragmentul care începe cu Mara, sărmana văduvă cu trei copii. Mama mi-a zis, citește o pagină și scrie toate cuvintele necunoscute. Bineînțeles că pentru mine toate erau necunoscute, dar aia e. Și da, am citit mult, chiar am citit mult, eu am citit toată literatura română asta care era obligatorie, Enigma Otiliei, Moromeții, care mi-a plăcut maxim, Moromeții, cartea mea preferată din liceu, Ion, Mara, după cum am zis, Mircea Eliade, care mi-a plăcut foarte mult și asta este, așa am învățat, plus ascultând foarte multă muzică, mă uitam la liceeni, care na, era poate învechit pentru generația mea, dar mie îmi plăcea și chiar înțelegeam pentru că vorbeam mai rar. Și da, și mergeam la teatru foarte mult. V-am zis că eu am făcut 5 ani de teatru și am vrut să dau și la actorie. Poate se simte asta puțin în videourile mele când mai încerc eu să fac una alta. Și poate la un moment dat chiar o să mă întorc la actorie, gen să fac asta ca și amator, pentru că am fost destul de bună, recunosc. Adică mă laud așa puțin singură, dar chiar așa este. În ce alt oraș te-ai mutat dacă ai putea? Păi eu am gânduri serioase să mă mut la București. Asta e doar, poate doar o dorință momentan, dar mie mi-a plăcut foarte mult București. Atunci când m-am angajat la Deutsche Telekom, am stat 2 luni în București, pentru că acolo am făcut training-ul, adică școlarizarea. În Timișoara, nefiind nimeni care știa procesele pentru țara pentru care lucram. Și am descoperit așa Bucureștiul singură, pentru că nu eram prietenă cu colegii mei pe atunci, m-am prietenit atunci. Și le mulțumesc mult că au fost alături de mine și mereu susținători. Și descopeream parcurile, am fost drumul taberei, parcul Herăstrău pe care l-am făcut la pas de 11.000 de ori, parcul Carol, parcul copiilor de pe lângă stația Brâncoveanu și așa multe, multe parcuri. Asta făceam. Ceșmigiu, care mi-a plăcut extrem de mult, era parcul meu preferat. Pe atunci, nu știu, era așa nostalgic cu boem. Și da, mi-ar plăcea să trăiesc în București puțin, să simt așa că viața merge foarte accelerat. Și dacă m-aș muta în altă țară, m-aș muta în țările calde, pentru că, deși îmi place foarte mult ideea asta de a trăi în țările nordice, cum ar fi Danemarca, Suedia, Norvegia, etc., știu că limba e imposibilă, dar să zicem că nu trebuie să cunoști chiar foarte bine limba, că na, o învăț eu așa de bază, pentru că știind mai multe limbi, cred că e mai ușor să înveți limbile străine. Dar nu cred că mi-ar plăcea clima de acolo și atunci mi-ar plăcea mult mai mult Spania, Portugalia, zona asta, poate Franța. Și în Spania mi-ar plăcea cel mai mult pentru că știu și limba deja, chiar și în Portugalia, adică înțeleg 100% portugheză. Care a fost cea mai mare prostioară pe care ai făcut-o în copilărie, mă întreabă Andreea. Păi au fost multe prostioare. Așa, dar una dintre ele ar fi că mătușa mea din România, verișoara mamei mele, cu care am copilărit eu și când veneam în România eram mai mult la ei decât la bunicii mei. Ea își petrecea verile la mine la sat, venea să stea cu mine și eram prietene foarte bune. Atâta de bune încât eu încercam să o imit pe mătușa mea pentru că o adoram. Și bine, nu s-au schimbat lucrurile, dar acum m-am mai învățat și eu să fiu mai autentică. Și una dintre întâmplări era că mătușa mea a venit de la mare, era bronzată și roșcată, oare e o coincidență? Și am vrut eu să seamăn cu ea neapărat. Era mică, nu începusem încă școală.
Și mi-am pus ciorapii în cap roșii, din ăștia dresuri, pe care aveam, probabil mama mi-a luat pentru ceva sărbare, nu știu. Și mi-am pus așa ciorapii în cap să am și eu părul roșu ca mătușa mea. Și ca să fiu bronzată, m-am gândit la o idee ingenioasă și m-am dus la tractorul bunicului meu. Am luat ulei de acolo. M-am uns pe toată fața așa. Era vară și mi-am pus și mânecile toate, mi-am făcut negre. Și vine mătușa mea acasă și eu zâmbesc așa toată neagră și cu ciorapii în cap și se uită la mine, Milena, ce faci? Și zic eu, sunt cu tine. Și eram toată îmbrăcată în alb, cu uleiul la negru, imaginați-vă, și zice, mătușa mea, că se vedeau numai dinții așa albi, cum zâmbesc eu și uite, semănăm. Și era, oh my God, și știu că până m-am spălat, a durat, pentru că uleiul ăla se dădea greu jos. Și asta a fost una dintre ele. O altă întâmplare tot cu mătușa mea, când a venit odată și veneau rudele noastre din Muntenegru, trebuia înglănțuită mobilă, pentru că aveam cea mobilă din aia lucioasă, care o dădea mătușa mea așa să strălucească, să arate frumos. Și eu tot voiam afară și ziceam, hai, scoatem afară, scoatem afară, hai mai așteaptă puțin, îmi zicea ea. Și eu tot insistam și la un moment dat mi-a dat ciocolata ca să stau și să tac din gură, cum fac eu cu Zoe. Și pentru că la un moment dat m-am plictisit și ce a șters mătușa mea, m-am dus așa cu mâinile pline de ciocolată și am tras așa o linie. Și am zis, nu mă scoți afară? Na, ți-am făcut-o. Astea au fost întrebările de pe Instagram și le mulțumesc mult Simonei, Sandrei, Medane și Andrei că mi-au scris întrebări acolo. Și acum trecem la YouTube pentru că și aici am întrebări. Delia Coroama mă întreabă, sper să nu greșesc numele. Îmi zice că ești foarte frumoasă, belisima, aș vrea să te întreb despre studiile tale, cum învățai, despre emoții la examene, sesiuni, etc. Apoi o să trecem mai departe după aia. Mulțumesc mult pentru complimente, Delia, mă urmărești de mult timp și mulțumesc foarte mult că e așa foarte drăguță mereu cu mine. Despre studiile tale, cum învățai, emoții la examene și sesiuni. Eu sunt o persoană care e destul de stresată în general când vine vorba de examene și așa, mai ales că tind spre o perfecțiune în ceea ce înseamnă IQ-ul meu, care bineînțeles că nu există perfecțiunea aia și mereu o să am lucruri de învățat. Ei, și mereu înainte de examene mă stresa mai mult decât învățam și vorbea mai mult despre chestia asta că am examene decât mă puneam pe treabă, dar sunt genul de om, mereu am fost genul de om care învăța foarte mult ascultând. Și atunci dacă nu mergeam la ore, mai era mult mai dificil și de-aia am fost mereu, aproape mereu prezentă pentru că învățam auditiv, adică ascultând, îmi intra în creier și era mult mai ușor de digerat informația după aia și doar de recitit. În ceea ce privește facultatea, pentru că la asta o să mă refer în mare parte, mi-a plăcut foarte mult facultatea pe care am făcut-o, mi-a plăcut foarte mult literatura, literatura comparată, tot ce ține de istoria literară, de teorie literară și așa mai departe. Așa că nu a fost foarte dificil. Efectiv, am citit cărțile, am gândit și eu puțin cu capul meu, am ascultat și criticile pe care ni le spuneau profesorii, am citit critici literari care au povestit despre operele literare pe care le-am studiat. Gramatică pot să zic că niciodată n-am învățat-o, doar am mers după auz cumva, pentru că pentru mine, nu știu, nu am o gândire foarte matematică și pentru gramatică ai nevoie de o gândire mai matematică, mai logică și să fii mai analitic, mai structurat și pot să zic că și acum și în română, na, nimeni nu folosește toate timpurile corect, nici noi nu le folosim și în spaniolă la fel, am învățat mai mult așa, cum sună mie bine decât, nu știu, n-am folosit timpurile astea foarte îndepărtate pentru că nici spaniolii nu le folosesc și când învățam, mereu subliniam cu markerele acelea translucide sau cum se numesc, alea transparente sau care erau colorate, dar se vedea prin ele, nu știu, fosforescente și îmi notam informațiile cele mai importante, mereu scriam. Când învăț, eu mereu scriu pentru că așa funcționa cel mai bine pentru mine. Nu știu, cumva, când simt eu că depun un efort în a învăța manual, simt că intră mai repede la cap. Mereu m-am stresat. De obicei, înainte de examenul, îngrășam porcul înainte de Crăciun și noaptea respectivă nu dormeam deloc, nu mă învățam și dimineața eram atât de obosită încât nici nu mai puteam să am emoții și n-am picat niciun examen niciodată în timpul facultății. Am picat un examen la pedagogie, parcă, la care după aia am și copiat, mi-a trimis Xenia toate răspunsurile în sesiunea de restanțe și chiar dacă am avut o lucrare de notă 10, am luat 7 pentru că profa nu prea mă plăcea și aia e. Și după aia la master am mai picat niște examene pentru că deja lucram și nu mă mai concentram atât de mult pe școală, însă la ambele și la licența și la disertație am luat nota 10 și
Asta sunt eu, îmi place să. Și mă întreabă, acum a fost o sesiune, la litere a fost destul de dificil pentru că aveam 14 examene pe semestru și erau așa apuse una după alta și nu-mi plăcea deloc că erau încurcate, adică dădeai ba sârba, ba spaniolă, ba sârba, ba spaniolă, ba în literatură și era destul de obositor. Apoi aș vrea să te întreb despre raportul cu frumusețea, acceptarea corpului, alimentația, cam astea ar fi curiozitățile mele. Acceptarea corpului la mine cel puțin a venit în momentul în care am dat seama că niciodată nu o să slăbesc dacă slăbesc pentru a fi văzută altfel sau pentru a fi mai apreciată, pentru că asta atunci n-aș face-o pentru mine, aș face-o pentru alții. Și mi-a fost destul de greu să-mi dau seama că acolo e problema, că slăbitul ar trebui să fie pentru sănătate, nu pentru imaginea de sine. Nu zic că e neimportantă imaginea de sine, că e foarte importantă și e prima ta carte de vizită, adică oamenii te percep așa cum te văd. Îmi place și mie cum arăt fața și așa, și eu consider că sunt frumoasă, de ce să ne mințim. Dar, da, acceptarea corpului, asta este. Știu că, în primul rând, e genetic la noi, știu că trebuie să depun poate puțin mai mult efort decât alții. Am mai slăbit, m-am mai îngrășat și știu că e o poveste care până nu fac eu un click în cap, nu o să se rezolve. Dar probabil atunci când o să-mi doresc să am copii, eu o să am mai multă grijă de mine, dar asta zic, când te accepti tu pe tine și te iubești tu pe tine, o să te ajuți singur. Sunt convinsă de asta. Și alimentația, la mine problema cea mai mare a fost problema zahărului, știu asta, problema făinei, pentru că îmi place să mănânc patiserie, acum Doamne ajută, nici nu am acces la ea, și problema mâncatului haotic, adică poate nu mâncam nimic până în seară și seara mă îndopam pentru că voiam să recuperez toate trei mesele, ceea ce nu e deloc ok. Și acum de când stau acasă, măcar pot să mă gătesc mai mult și mai des. Alexandra Petrov, sora mea, îmi spune că mă pupă dulce și pentru că eu sunt o dulce. Q&A, care e prima carte pe care mi-ai cumpărat-o? Cred că Alexandra a vrut să facem o chestie amuzantă aici, pentru că prima carte pe care i-am cumpărat Alexandra a fost când ea a împlinit 8 ani. De ziua ei am cumpărat Bon Ton, Bunele Maniere, care era foarte frumos ilustrată pentru copii. Și da, asta i-am făcut cadou. Următoarea întrebare este de la Alexandra Andrei, sora de suflet a Simonei Bujor, o femeie superbă care este tot din România și trăiește în Danemarca. Venim vorba de Danemarca, de tărâmul fericirii. Și îmi pune niște întrebări foarte frumoase și zice așa: top 3 țări în care ți-ai dori să ajungi și de ce? Prima pe listă este Peru, prima țară, pentru că aș vrea să văd Machu Picchu, aș vrea să vorbesc spaniolă cu oamenii din America Latina. Îmi place foarte mult cultura, toată America Latina mă fascinează și toate trei țările ar fi de acolo, pentru că atunci când o să ajung, pentru că sunt convinsă că o să ajung la un moment dat, m-aș duce așa, Peru, Argentina, Buenos Aires și, mă rog, împrejurimile, Brazilia, pentru că... Așa, îmi pare rău, s-a schimbat puțin cadrul, mi-a sunat telefonul și a trebuit să răspund la niște întrebări. Așa, deci am zis întrebările de la Alexandra Andrei, care e prietena de suflet a Simonei. O să vă las și link-ul ei în descriere. Este o femeie care este româncă, trăiește în Danemarca, are o familie acolo și e foarte frumoasă ea ca și om. Și mă întreabă dacă top 3 țări în care ți-ai dorit să ajungi și de ce. Am zis Brazilia, Peru, Argentina, pentru că sunt foarte fascinată de literatură, de cultură, de tot ce ține de America Latina. Și bineînțeles că aș vrea să vizitez toată America Latina. Pe lângă asta, ce mai doresc să vizitez? Hai să zicem că America Latina este un loc pe care aș vrea să-l vizitez. Mi-ar plăcea să vizitez Japonia atunci când înfloresc cireșii. Mi-ar plăcea să vizitez Noua Zeelandă și așa mai departe. Multe alte dorințe le am și mi-ar plăcea să fac safari în Africa. Astea sunt cam chestiile pe care aș vrea să le văd. Top 3 țări în care nu ți-ai dorit să ajungi și de ce? Pentru că nu vreau să fiu înțeleasă greșit. O să zic doar că nu mă atrag atâta de mult țările religiilor musulmane, nu sunt rasistă, doar că nu rezonez cu religia lor, în care femeile nu au nicio putere a cuvântului, nicio putere a deciziilor, în multe țări n-au voie nici să conducă, mi se pare că sunt uneori animalele au mai multe drepturi decât femei și cumva, nerezonând cu cultura asta, am o mică, nu știu, reținere în a merge în țările astea care, după cum am zis, dar le-aș vizita și pe țările respective, doar că ar fi în cap de,
în coadă preferințelor. Ți-ai fi dorit să te naști în alte vremuri sau timpuri și de ce? Mi-ar plăcea să fi trăit în anii 20 a secolului trecut. Am zis că mă fascinează foarte mult perioada aia, perioada în care Fitzgerald și Tolkien trăiau și în care aristocrații duceau o viață foarte faină și cu petrecerile și cu, nu știu, ieșirile, hainele îmi plac foarte mult din perioada respectivă. Femeile erau extrem de frumoase și cred că lumea a început să se bucure mai mult de viață după primul război mondial. Bine, neștiind ce urmează, dar da, perioada aia mi-a plăcut foarte mult, e perioada mea preferată din istorie. Ce tradiții respecti în fiecare an de sărbătorile de iarnă? Ai un glob favorit ce nu lipsește niciodată din Brad? Legat de glob, da, am un glob la părinții mei pe care îl iubesc foarte mult. Este un glob din ăla de pe vremea comunismului, ca un cercel arată, este așa din două părți, o să-l filmez dacă îl mai am. Cred că sora mea l-a spart, dar era globul meu preferat, era roz, cu ceva parte așa, era, nu știu, un glob foarte frumos de Crăciun, o să vi-l arăt dacă îl găsesc. Și ce tradiții respecti în fiecare an de sărbătorile de iarnă? Păi mergem la colindat, eu cu sora mea, la mătușa mea, pe care am pomenit-o deja în acest videoclip. De obicei mai mergeam în ziua de 6 ianuarie, pentru că eu sunt sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi, după calendarul vechi, după cum știți că serbează și Grecia, și Rusia, și Etiopia, am înțeles, și mă rog, țările astea, Serbia, Macedonia, Muntenegru. Toți sărbătorim Crăciunul după rit vechi, adică după calendarul vechi, cum au sărbătorit toată lumea până nu au trecut la calendarul nou. Și da, pe 6 ianuarie de obicei mergeam seara la biserică, unde se aprinde la noi un copac care nu, stejarul, unde se aprinde stejarul, și o să vă las seara și imagine pentru că are Alexandru făcute niște poze și se spune că aprinzând stejarul, el aduce bucurie, bunăstare, fericire, sănătate, tăcând viețile oamenilor. Și după biserică, de obicei mergeam la mătușa mea, colindam după cum am zis, și rămâneam la ea să mai auzim cine vine să colinde și pe lângă asta rămâneam la cină, care era o cină de post și a doua zi de Crăciun eram de obicei în familie, mai mergeam și pe la mătușa care stă la câteva case distanță de părinții mei și acum am și un verișor de aproape 6 ani și care se bucură enorm de mult de cadouri și de toate cele și da, e fain să preiei din energia lui. Și de obicei ne jucăm acasă, jocuri de societate. Dacă ar fi să fii personajul unei cărți, care ar fi titlul acesteia? Ca să mă refer așa la o carte care deja există, mi-a plăcut foarte mult Alice în Țara Minunilor și e acolo un citat pe care eu mi l-aș tatua dacă aș avea curaj. Și zice așa, Ellie se întâlnește cu pisicul și pisicul ea îl întreabă care este drumul pe care trebuie să mă duc. Și el îi spune, dar unde vrei să ajungi? Ea zice că nu contează oriunde. Și el zice, atunci poți să alegi oricare drum. Și mi s-a părut foarte frumos așa, nu știu, ideea citatului și cum s-ar numi Milena rupe tăcerea, pentru că îmi place să vorbesc, nu știu, chiar nu-mi dau seama cum ar putea să se numească, dar ceva Wonderland în orice caz, că în mintea mea sunt numai avioane. Ai vreun defect pe care totuși îl apreciez la tine? Da, am un defect care uneori mă încurcă, uneori mă ajută și anume sunt extrem de empatică. Și uneori oamenii profită de asta pentru că tu vrei să ajuți și le dai oamenilor un deget, ei îți iau toată mâna. Mi se întâmplă chiar și în prezent asta cu unele persoane din viața mea. Și da, asta este un defect. Adică cumva mă supără când cer mai mult decât îți pot oferi, dar tot până urmă fac să fie bine pentru că, nu știu, am o inimă din asta care mă îndoieșează orice chestie. Cu ce personalitate din trecut sau prezent ți-ai dori să stai o oră la un ceai? Păi dacă ar fi o personalitate care nu este celebră, mi-ar plăcea să mai stau la un ceai cu tatăl meu, pe care l-am pierdut mult prea devreme și ca și adult nu am reușit să port o conversație matură cu el și pe care l-am iubit foarte mult. Da, deci clar cu el aș alege să-mi iau o cafea sau un ceai, o cafea pentru că și lui îi plăcea foarte mult cafeaua și îl sărbătoresc eu în continuare.
Și dacă ar fi un personaj care, mă rog, o persoană care iese celebră, cu siguranță cu un scriitor și cel mai probabil aș alege pe Dostoevski, pentru că știu că a trăit într-un tatăl său fiind medic, sau nu știu dacă chiar era psihiatru, dar a copilărit într-un ospițiu pentru persoanele cu boli psihice. Aș vrea să văd dacă cumva inspirația psihologică, fundalul psihologic al romanelor sale vine de acolo. Astea au fost întrebările de la Alexandra Andrei și mulțumesc foarte mult pentru că chiar m-au pus pe gânduri. Adelaina Anescu, iarăși are un canal de YouTube, vă recomand, face editare video excelentă și îmi place foarte mult, mă inspiră. Am mai pomenit-o eu aici, o să vă las linkul în descriere. Care este cartea care simți că ți-a influențat într-un fel modul de a te bucura mai mult de viață? Hai să zicem că e o carte care cumva m-a făcut să mă simt mai mulțumită de ce am, și anume Fetița care se juca de-a Dumnezeu, scrisă de Dan Lungu, în care povestește despre, mă rog, tema cărții sunt copiii lăsați în România când părinții pleacă în străinătate și suferința lor, și cumva mi-am dat seama că măcar eu am avut părinții mei amândoi până nu ne-a despărțit viața de tată, i-am avut alături și am avut o copilărie foarte fericită. Și aia cred că este baza fiecărui om, copilăria, și de acolo pleacă toate traumele. Și chiar așa e, nu este doar o glumă a psihologilor. Deci asta ar fi o carte. Și încă o carte care nu pot să trec cu vedere peste ea sunt cărțile lui Anderson, poveștile lui, danezul acela foarte fain, cu care am copilărit mulți și uitându-ne la desene, multe fiind făcute după scrierile lui, care m-a făcut să mă bucur de lectură în general, m-au făcut să mă bucur de, nu știu, copilărie. Mereu asociam aceste cărți cu părinții mei care mi le citeau înainte de culcare. Și da, astea au fost cărțile care m-au făcut să mă bucur așa de prezent, să zic așa. Și bineînțeles, cartea Fericirii din Danemarca, mi-a zis Alexandru cum se citește, dar am uitat, Hygge. Cred că așa. Care sunt pasiunile tale? Păi pe lângă YouTube, care a devenit pasiunea mea principală, înainte de asta, pasiunea mea cea mai mare era scrisul. Aveți blogul meu în descriere, foarte intim, pe care vi-l las pe tavă și scriam zilnic. Am zis că am și publicat niște cărți și mai place foarte mult să mă plimb, să călătoresc. E ceva ce ne-a fost luat și după care sufăr cel mai mult. Sunt foarte sociabilă și atunci îmi place să fiu înconjurată de oameni. Teatru, iarăși, e o pasiune foarte mare și merg de câte ori am ocazia. Și chiar am fost acum, de când s-au redeschis teatrele, am prins o piesă și aia e. Și ce mai îmi place? În ultima perioadă am început să mă pasioneze lucrurile astea de home decor, de do-it-yourself-uri și așa mai departe. Ce țări ți-ar plăcea să le vizitezi, am zis, țările Americii Latine în primul rând, și cum te descrie în trei cuvinte? Empatică, un bun ascultător și sunt curioasă, da, deci o să zic așa. Empatică, foarte, foarte curioasă și un bun ascultător, dar și bun vorbitor. Mulțumesc, Adelaine. Următoarea întrebare vine de la Rebecca's Adventures, de la mama ei, de fapt, care este în spatele tastelor. Rebecca's Adventures este un canal a unei fetițe de 9 ani, care stă în UK, are un accent excelent britanic, care mă fascinează, și care face vloguri de călătorii, vloguri de unboxing-uri și așa mai departe. Și vă recomand și canalul ei, o să-l las bineînțeles în descriere. Și Rebecca mă întreabă: având în vedere pasiunea ta pentru cărți, care a fost cartea pe care ai recomandat-o cel mai mult de-a lungul timpului? Și o să zic aici, am și răspuns Andrei, mamei Rebecca-i, că am o carte care mi-a plăcut extrem de mult și am recomandat-o tuturor teenagerilor, sau, mă rog, copilor de după 9 ani. Și anume Regele Hoților, cred că așa este tradus în română, o să caut denumirea în engleză și îți las link-ul. Este o carte care m-a fascinat, este o carte de aventură cu niște copii care au trăit și au făcut un adapost dintr-un cinema părăsit în Veneția și au fost toți fără părinți. Încercând să treacă peste obstacolele vieții în stradă
și care, bineînțeles, recurgeau și la lucruri mai puțin creștine, cum ar fi furtul. Și puterea asta și dorința de a supraviețui este destul de pronunțată. Și da, mi-a plăcut foarte mult cartea. Când am fost în Veneția acum 2-3 ani, nu știu, mi-a venit să plâng când am ajuns în locul ăla, pentru că atât de imprimat a rămas în capul meu romanul acela. Foarte, foarte bun, foarte bun, și cred că Rebecca i-ar plăcea. Cărțile mele preferate sunt Marele Gatsby al lui Fitzgerald și Parfumul lui Susskind, însă cartea care m-a întors pe toate fețele a fost Lolita. Tu ai astfel de cărți care ți-au stârnit controverse interioare? Păi, nu pot să zic neapărat controverse interioare, dar o carte care m-a determinat să fac facultatea pe care am făcut-o a fost cartea lui Dostoevski, Crimă și Pedeapsă, care am zis că psihologic m-a întors pe toate părțile și efectiv am simțit trăirile fiecărui personaj atât de accentuat încât nu, până atunci nu mi s-a întâmplat și ar fi cam cartea asta. Și mai e o carte care m-a sfâșiat cumva în sufletul meu, care se numește Viața pe ușa unui frigider. Am citit-o în sârbă. E o carte cu mesaje scurte care erau lăsate pe frigider, conversații între mama și fiică, care nu apucau să se vadă toată ziua și conversau așa. Și este foarte tristă pentru că are un final tragic, dar cum, nu știu, cum nu ne facem timp pentru persoanele dragi, crezând că suntem mereu ocupați, dar știți că timp se găsește mereu dacă există dorință. Și da, e o carte care m-a sfâșiat efectiv și mi-e și frică să o recitesc din nou. Și întrebarea a trei, ai întâlnit vreun scriitor în persoană? Ai cărți cu autograf? Da, când am stat în Serbia, am citit eu un scriitor care scria niște thrillere, horrore, în fine, ce m-a interesat pe mine atunci când aveam 12-13 ani. Și am scris o scrisoare, pentru că pe atunci nu aveam e-mail și omul mi-a trimis niște sticăre cu autograful lui, care le-a primit toată școala mea ulterior, pentru că am primit multe. L-am întâlnit pe Cărtărescu, l-am întâlnit pe Dan Lungu, am fost la lansările lor de carte, l-am întâlnit pe Radu Pavel Gheau, care este profesorul meu, a fost profesorul la facultatea pe care am făcut-o, nu mi-a predat mie personal, dar îl cunosc personal, am și citit la niște seri literare împreună. Am mai întâlnit mulți scritori, Marius Aldea, Alex Stoicoici, care mi-e și prieten, adică Alex e prietenul meu, Marius e prietenul lui Alex. Mulți poeți tineri din Timișoara îi cunosc personal, mulți dintre ei mi-au fost și colegi de facultate. Chiar o colegă de facultate de-a mea, Nicoleta Papa, a apărut și în pe trotuarele Timișoarei cu poemele ei, deci da, sunt foarte mândră de asta. Și mai am mentori, să zic așa, în ceea ce privește scrisul, cum ar fi Radu Vancu, un scriitor din Sibiu, iarăși cutremurător și care îmi place foarte mult. Dar vă las în descriere cărților, că poate sunteți curioși. Mie îmi place tare mult literatura română și mă simt mândră că am reușit să cunosc atâția autori foarte, foarte mari. Și ultima întrebare, că am ajuns și până aici, dacă vă vine să credeți, de la Andreea Laura, o altă fată cu care am avut colaborare, ați văzut deja videoclipul. Chiar astăzi când filmez eu, voi îl vedeți. Este o româncă care a copilărit în Spania și momentan trăiește în München și de care îmi place foarte mult, e foarte pe sufletul meu. Și Andreea Laura îmi zicea, Ana Karenina, vreau de mult să o citesc. Pe cea de-a doua, ce pot să zic, de-abia aștept să mă apuc de ea, pentru că a privit-o de la mine. Și ultima, nu știu dacă am văzut filmul sau desenul animat sau am citit undeva povestea, dar îmi sună super cunoscută, pentru Q&A. Vrei să rămâi în România pe viitor? Păi, asta este o întrebare destul de dificilă, pentru că eu i-am zis lui Mihai că dacă vrem să facem o schimbare, ar trebui să facem asta până nu avem copii, să vedem dacă ne place, dacă ne adaptăm ca să nu tărăm copilul după noi. Nu pot să zic că ducem o viață lipsită de lucruri în Timișoara, pentru că ne permitem toate lucrurile pe care ne le dorim. Nu suntem miliardari, dar știm să ne împărțim cheltuielile astfel încât să facem priorități. Și da, asta e o chestie care, na, nu pot zic că ne lipsește ceva. Timișoara este și un oraș destul de vestic, să zic așa, seamănă mai mult cu Ungaria, Austria decât cu restul României. Și da, mi-am gândit la asta, că am putea pleca la un moment dat, numai că nu ne înțelegem la țări. Mihai ar vrea un lucru, Mihai știe germană, eu știu spaniolă. Și atunci fiecare vrea să leagă în favoarea sa. Dacă ai putea să te întorci în timp la un moment dat anume, care ar fi acela și de ce? Păi, cu siguranță m-aș întoarce în copilărie, pentru că atunci am fost cea mai fericită și cea mai împlinită și cea mai fără de griji
și am avut pe amândoi părinți lângă mine și lucrurile au fost atât de simple și asta e, o să momentul în care m-aș întoarce, dar nu aș sta acolo, adică eu mă gândesc des la trecut, dar am trecut peste el, uneori cu ajutorul terapiei, alteori cu ajutorul scrisului, alteori cu vorbă cu prietenele și așa mai departe, m-am eliberat de traumele trecutului și merg mai departe și sunt mult mai curioasă de viitor și de prezent. Asta chiar încerc să fac, să trăiesc mai mult în prezent. Mi-a făcut mare plăcere să fac acest video și vă mulțumesc tare mult pentru toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Dacă s-a mai strecurat ceva la care n-am răspuns sau sunteți curioși, puteți continua aici cu întrebări și o să vă răspund în scris. Vă mulțumesc că urmăriți această serie de Vlogmas și vă pup tare mult! Pa, pa!